Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Inside. Înainte de a începe, clasicele cele trei mici avertismente, dacă vă știți că veți vrea vreodată ca să jucați jocul ăsta, nu vă uitați la episod. Dacă știți că sunteți mai sensibili asupra lucrurilor mai brutale, mai violente, nu recomand episodul și așa cât de cât să spunem, dacă mâncați în momentul față, nu prea recomand pentru că na, brutalitatea asta poate să dea și în altele, să spunem așa. Lăsând o parte asta. Posibil și probabil, cum am mai tot spus eu, ca ăsta să fie, nu ultimul episod, dar asta să fie ultima sesiune în care eu o să joc, deoarece și pentru că nu mai e foarte mult în joc și dacă o să joc acum un anume număr de minute din joc, după care mai rămâne decât vreo, nu știu, 5 minute din joc care n-am cum să le fac într-un episod, nu o să iasă foarte, foarte convenabil. Așa cam cum am făcut și la Limbo, dacă vă mai aduceți voi minte. Sau aminte. Bun, ce avem noi de făcut? Odată la mână, deci am intrat noi pe undeva pe sus, pe acolo, multe lucruri ce am făcut în episodul trecut, nici mai știu ce n-am făcut în episodul trecut. Să mordă, mai știu, deci știu că a fost partea la final în care am urcat până apă, cumva puzzle-uri, n-a fost nici ce foarte, foarte wow, adică să zici că mamă, să vezi ce am reținut. Deci, na, ce să spun, mă văd un buton aici, o să cobor direct pe lângă perete, poate pot să-l apăs, dar nu știu care era butonul de interact. O să dau pe X. Să sperăm. Nu. Mă, da, clar, acolo și-ai un buton. Eu? Ok, la asta nu mă așteptam. Yeah. Și fii atent că ăștia sunt vii. Mă rog, vii. Se iau după mine? Se iau după mine, fii atent. Băi. Nu mă luați cu de-astea. Și gen sunt ca ăia care-i controlam, eu doar că acum îi controlez fără cască. Atunci hai după mine, ce să și zic? Presupun că am nevoie de voi. Ok, nu mă așteptam la asta. Da, sunt deformați, frate, măcar ăia erau... Cum ar veni, erau... incubați și erau făcuți cum trebuie, dar ăștia... Vai de capul nostru, nici nu vreau să mă... Oh, da, da, oh, am văzut butonul, stai așa. Mamă, de când mi-a lipsit să fac chestia asta. Și halei, hop! Ce ați făcut, mă? Cred că trebuie mai sus. Sus? Da, clar, trebuie mai sus. Păi bun, ce avem de făcut în cazul ăsta? Aici un perete. Mă, dacă suntem mai mulți, nu cred că mă ajutați, deci trebuie să facem altceva. Da, ce? Asta zici că e o capsulă de aia care am văzut-o prima dată când am intrat în joc în pădurea aia. Așa pare se că ar fi. Trebuie să veniți și voi, mă? A, nu, voi sunteți incapabili să vă mișcați, am înțeles. Păi și atunci, ce? Mă aruncați aici, oare? Da, mă. Și-o trag înapoi să... Ce? Oh, coboară nivelul apei și cum ar veni, cred că o să coboare și în partea altă, oare sau ceva? Bine, din nou, e foarte dubioasă explicația ce aș putea să o dau eu pentru ce se întâmplă acum, fiindcă apa stă cumva pe tavan și practic coboară nivelul apei încât e mai jos în, mai jos în cameră, doar că el de fapt se face mai dubios de explicat. Ok, deci butonul nu coboară, dar trebuie să vin eu din partea asta, îi pun eu pe ăștia să mă arunce, haide, și sus, urc eu până apă, tot vin după mine? Da, tot vin după mine. Și cum ar veni în picaj, cred că chiar trebuie să-i aștept eu pe ei, fiindcă dacă nu mă prind, probabil o să mor. Mă gândesc. Și la stâlpul ăsta de beton, așteaptă un pic, mergem în jos. Vreau să sper că pe ei se reinteractul. Ok. Și s-a deschis o ușă. Sunteți mă vii? Sunteți vii? Mai mulți. Hai da, prietenii mei. Uite și eu la muncea. L-am întrerupt de muncă. Am spus că poate o să mă interesez un picuț despre teoriile care sunt ca să vorbesc după gen la final, după ce terminăm jocul, să vorbim în sine cam ce de fapt reprezintă jocul, dar nu m-am interesat deloc până acum. Nu cred că aia trebuia să întâmple asta, nu? A, trebuie să-i pun pe ei să mă arunce, mă. Păi și las în spate. A, ok, deci ei pică, dar ei n-au nimic, am înțeles, și trebuie să ajung și eu cumva la ei jos, presupun, sau ceva. Au fugit doi oameni înspre clădirea aia. A, nu, deci fii atent, acum au picat ei, n-au nimic, probabil și ei. Și pe ei doare, să spunem așa, doar că eu acum pot să pic și dacă am încredere în ei, să mă prindă. Și de data asta cred că pe ei o să-i las în urmă, fiindcă văd acolo așa ventul în care presupun că trebuie să mă duc. Mulțumesc, bă. Mi-a fost de folos. Oare trebuie să pic eu aici? O fi safe? Hai să pic.
Pot să iau pe ea înapoi cu mine? Yo, lift! A, și ei sunt deasupra cumva. Și puteți să ajungeți voi la mine? Nu. Puteți să ajungeți voi la mine din partea asta? Veniți pe deasupra și picați aici, oare? E posibil. Da. Hai, toți. Mamă, dar care face așa, frate? Nici nu vreau sincer. Eu acum mă stau și mă uit și mă minunez. Pot să zic că mă sperii în sine de ce aspect au unii, adică simplu fapt că sunt cum sunt deformați. Hai de capul nostru. Cred că mai bine mă opresc de n-a face asta. Bun, haideți. Oba. Ce e muzica asta? E clar că o să întâmple ceva rău, dar ce? Haide, mă. Eu. Ok. Văd în fundal în continuu persoane care tot fug înspre clădirea aia, deci presupun că tot acolo trebuie să mă îndrept și eu. Mamă, ce dubios e cum se schimbă perspectiva. Pentru că din 2D să face cumva să contur, să ondulează, ondulează. Se mută așa o leacă perspectiva și se curbează un picuț punctul de vedere. Direcția în care eu o iau eu sau ceva de genul ăsta, nu știu cum să formulez. Ce mai aici? Ce e așa muzica asta creepy? Am ajuns deja un punct unde ăștia fum. Deci fii atent că ăștia erau la birouri când ceva s-a întâmplat și sunt speriați. Da, uite, unul vorbea la telefon. Poți trag și înapoi? De ce aș vrea să fac asta? O fi un puzzle. Arată e un card mini-golf. Și pe ăla l-a lăsat în urmă. Eu zic, bă, dar toți fumă. Ce e așa de speriat? Uite, altul. A, fii atent că am și uitat. Bine, am uitat, mult spus. Jucându-mă de pe un controller, pot să merg încet, gen. Ia uite pe altul care fuge. Da, uite, pot să merg încet. Ce troll e momentul în care oamenii toți fug pe lângă mine și eu așa, chill. Nu, uite și tu. Avea facție ăla, nu? Cred că facție. De stau în sine la ce naibă ori fiește. Ia! Mă, ce faci, mă? Ăla alerga, s-a lovit de scaun, s-a lovit, sau... Deci parcă, eu zic de parcă el n-avea creier, nu sunt eu ăla care n-are creier sau ceva de genul ăsta. Vă duc scara aici. Vreau și eu sus. Poți iau un scaun de pe spate? Mă îndoiesc. Ok, hai să vedem unde se uitau toți oamenii acolo, să vedem ce e acolo, ce e. Chiar dacă eu știu deja. Ce este mă așa de speriați? Poți trag masa asta? Stai așa, că am văzut o scară acolo. Stai un pic. Sau, a, nu cred că aia e ce trebuie să fac, de fapt. Atunci, hai să ne vedem. Hai să ne vedem. Hai să ne uităm. Da, mă. Mă uit și eu. N-am voie. Dar fii atent că, bine, nu e cutscene. A, nu pot să văd, gen doar să uită caracterul meu și nu pot să văd eu ce e acolo în interior. De ce ori fi mai așa de speriați în sine? Din nou, eu știu ce e acolo, dar ce e așa wow în sine? Ce se întâmplă acum? O fi ceva anormal? Da, uite, se uită după mine. Păi presupun că asta e singura direcție pe unde pot să o iau, nu? Ce? Trebuie să fac? Eu? Mă prind de bec. Îmi place cum are fizică în sine becul. Păi și... Trebuie să mă balansez înspre țeava aia de acolo. Sper să nu se audă mouse-ul. Mouse-ul, doamne, controllerul. Pun vent. Ce ți-a în spate? Nu cred că e relevant.
Ceva cu un bec, nici asta nu cred că are relevanță așa de mare. Și ăștia de aici se uită de sus ce n-am acolo înăuntru. Mă, nu știu dacă vreau să văd. Dar e inevitabil până la urmă, nu? Am un treptor aici și ceva mai încolo. Mă, dar chiar că n-am mai văzut de mult un cablu, n-am mai văzut de la finalul episodului anterior, gen, nu trecutul, anteriorul n-am mai văzut un cablu. Fii atent că au interacționat, gen, m-au auzit că am făcut eu ceva. Până atunci continuăm în continuare. Uite-mă, cablu galben. Eu trebuie să mă duc jos sau sus ca să-l găsesc? Văd și mai jos cablu galben, dar... Sus ce? Duce mult. Se duce. Da, n-am cum să văd, o să pic. Eu? What? Nu știam de existența. Oh, aici, pe bune, aici trebuie să vin. Aici putem să vedem exact progresia chestiilor ce... Ăsta, cum se cheamă? Respectivelor cabluri galbene care trebuie să le mai scoatem, dacă nu mă înșel. 3, 4, 5, 8. Deci mai ne trebuie încă 8 secrete. Ai de capul meu. O să fie ceva de muncă. Și nu-mi place ideea. Pentru că nu de alta, dar eu nu o să pot să pun episodul ăsta până nu termin absolut totul. Că mie că după aia v-am zis, dacă termin cumva episodul fără să nerealizând cam cât de mult am făcut până acum, o să fie problematic. Văd ce să mișcăm acolo jos. Știu că și asta are o anume denumire, respectiv tip de mașinărie cu care te plimbi ca să faci lumină. Bine, cred. Sunt limitat totuși. Oare trebuie să mă duc mai sus, presupun? Că jos văd că n-am unde să mă mai duc. Bine, interesul probabil e să faci lumină cum ar veni ca să... ți evidența la mentenanță sau ceva în sine că... Vezi, doamne, poate să întâmplă vreo fisură, perspectivul bazin sau ceva. Păi și cum îl întorc? A, nu cred că îl întorc. Cred că se întoarce la automat doar dintr-un anume punct. Și eu, cum ar veni, trebuie să sar pe deasupra, după care sar pe scară. Înțeles. Încă îmi place cum, când vine vorba de bârne, de chestii de astea mai subțiri, cum ar veni care, în care aș putea gen să pic dacă nu am grijă gen să alunec, încearcă să țină cumva un echilibru și ține așa mâinile în laterale. Ea, limba română. Plouă. Și eu acest mod. Aici e? Cred că aici e. Cred că aici e. De înapoi. Că vreau să mă uit că pun jur. Până să fac ce vreau, ce trebuie să fac. Sau nu pot să ies. Nu cred că pot să ies. Atunci o să fie o problematică. Dacă nu mă las să ies, stai să mă uiți pe partea altă. Nope. Atunci pun apă. E ceva ce aș putea să văd? Doar un ventilator, un ventilator. Ceva lame mari care practic creează un vortex și împing apa în sus. Cum se vede și aici. Păi și în felul următor, dacă noi oprim asta. Oprim respectivul și mergem în apă și acum presupun că putem să stăm aici și să tragem de ele. Ce ne faci, mă? Bă. Am deschis o balama sau cine va fi aia? Bine, balama e o încuietoare, de fapt. Hai, mă. Am deschis-o și pe a doua. Pică capacul? What? Și acu ce? Văd o manetă aici jos. Oh, cred că acum trebuie să mă duc să pornesc curentul. Cu ce, mă? Curentul, mă rog, să dau drumul la elice aia de nou. Nu s-a întâmplat nimic. Și...
Ce forțos sunt! Oare chiar deschideau drumul?